Pentru România, relația cu Germania este una privilegiată și de importanță strategică. Ea se bazează pe o istorie îndelungată, ambele state fiind partenere și aliate în cadrul Uniunii Europene și în cadrul NATO. L-am asigurat pe președintele Gauck că România rămâne dedicată proiectului european și acordă o importanță deosebită cooperării bilaterale pentru promovarea intereselor comune la nivelul Uniunii Europene. Provocările actuale cu care ne confruntăm necesită identificarea unui răspuns solidar și responsabil. Am arătat în discuții că plasarea României în topul statelor membre cu cel mai ridicat nivel de creștere economică și consolidarea constantă a nivelului de încredere a mediului investițional în oportunitățile oferite de piața românească sunt elemente care fac ca România să prezinte un nivel sporit de atractivitate pentru investitorii germani. De altfel, pentru stimularea investițiilor în România, voi participa împreună cu domnul președinte, miercuri, la un eveniment economic cu reprezentanții unor companii germane relevante. Sie haben mit Recht, Herr Präsident, auf die enge Verbindung verwiesen, die die Wirtschaft für unsere beiden Länder darstellt. Wir wissen, dass Deutschland der wichtigste Handelspartner Ihres Landes ist und mehr als 8000 Unternehmen gibt es, die mit deutscher Beteiligung hier den wirtschaftlichen Fortschritt und den wirtschaftlichen Erfolg suchen und garantieren.